ar trebui să fim cu Dumnezeu în toată clipa. Au și spune Psalmul 33. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. Că rugăciunea e viața sufletului nostru. Pururea să ne rugăm Lui Dumnezeu. Ai văzut Psalmul 102. În tot locul stăpânirii Lui binecuvântează sufletea. Ai văzut marele apostol Pavel, mai clar spune. Neînșetați vă rugați. Câte ceasuri vă rugați voi dimineața? Și câte țară? Sunt Ioan Gurdeau spune, țara să rogi 3 ceasuri, dimineața 3. Și la mediul nostru măcar un ceas. Câte ceasuri vă rugați dimineața? Că vă scuză. Ceasuri nu. Ar trebui, dar nu ne rugăm ceasuri. Vezi? Și vine moartea mâini pe mine. Mântuitorul a spus, privegeați și vă rugați că nu știți ziua nici ceas. Mâine pe mine plecăm, toți plecăm. Nu rămâne nimeni, dar nu știm când. Noapte știu când. Da. Moșu putrigai, moșu putrigai. Treptele rugăciunii sunt nou, dar noi ne rugăm măcar cu buzele, măcar cu gura. Treptele cele mai de jos. Treapta cea mai de sus? Și duce apostolul Pavel, aduce Domnul roada buzelor noastre. Și duce Duhul Sfânt în Psalmul 33. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea pururea lauda Lui în gura mea. Și duce Psalmul 102. În tot locul stăpânirii Lui, bine, și duce apostolul, nește, cu glasul meu către Domnul a strigat cu glasul. Deci, aici patru feluri a buzelor, a gurii, a limbii și a glasului, sunt pe cui cel mai de jos a rugăciunii, în treptele rugăciunii. Cu aici se învață cineva întâi, când e prunc. După ce te rugăm măcar 10 ani, cu limba, cu buzele, cu gura și cu glasul. Ai se vede la o vreme că sunt nevoie și aia ce duce gura să întreagă mintea. Nu se le duce așa numai aiurea. Și când omul ajunge și aia ce duce cu gura să întreagă cu mintea, a ajuns la treapta a cincea. Treapta rugăciune minți. Dar la treapta rugăciune minți e desăvârșită. Nu. Rugăciunea minții e pasăre cu aripă, e jumătate de rugăciune. Rugăciunea cu un picior, poți merge cu un picior, poți vura cu aripă și acolo atacă drașe pe minți și la minți. Trebuie rugăciunea, treapta a șasta, rugăciunea inimii, să pogori cu mintea în inimă. Și când te pogori cu rugăciunea în inimă, cu Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătos. Când te cobori mintea, întâlnește două vreme. Întâi, vama imaginată, începuire, să nu se începui nimic. Pe Dumnezeu nu poate începui nici rovime, nici sărat nimic. El n-are margine de slavă. Și vama a doua, vama rațiune la poarta inimii. Când s-o pogori mintea în inimă, primul semn dai un cui de foc în țâța stângă, aici inima și la barbaș, la un cui de foc. Se încălzește inima tare, începe o dulceată dumnezeiască de la inimă în pieptul, culoana de tot corpul se face foc. Și începe vocea curge lacrimi, dar nu așa lacrimi. Îmi povestea un bătrân în pustie cu care aveam legături. M-am pogorât cu mintea în inimă 2 ore și 10 minute.
Și atâta dulceată dumnezeiască vin să întâlnești Hristos cu sugetul nostru, că l-avem de la botez în inimă. Și atunci, din partea rațională, stă de vorbă cu sugetul nostru. Când două ori și zece, și am avut cinci batiste la mine și le-am stos de trei ori de lacrimi. Așa e rugăciunea, cu atâta lacrimi. Așa e curată inima. Alta rugăciune așa curată a inimii, la care ajunge unul din 10.000 din cei care se țeleg Sfântului Saxel. S-a pus rugăciuni mai mari, de sine mișcătoare, rugăciunea văzătoare, rugăciunea contemplativă, nu mai spun, că s-a pus care rugăciunea contemplativă, nu se mai cheamă rugăciune, se cheamă vedere Dumnezeu. Că se iesă răpit pază până la al treilea așa. Și nu știa dacă a fost într-un sau afară de trus. Lua-te, băi frate, du-te cu șmecerie asta de aici. Există pentru fiecare un ceas al venirii și unul al plecării. Cel din urmă a sosit și pentru monahul Ilie Cleopa, după un drum lung, istovitor, dar luminos, la capătul aproape 87 de ani de viață. Peste 60 i-a petrecut cu plecări și întoarceri, cu fuga în pustie, la mănăstirea Sihăstria, unde cuvântul său plin de har a tămăduit mulțimi de credincioși care au fost pentru dânsul ca lumina cea scumpă a ochilor.